Biserica cu hramurile Sfântul Mare Mucenic Gheorghe și Sfântul Cuvios Telian din Chișinău a fost întemeiată în anul 1999 prin decret al Mitropoliei Basarabiei. Parohul acestei comunități a fost numit Părintele Vasile Petrov. Comunitatea a fost găzduită de Spitalul Clinic Republican pentru Copii Emilian Coțaga, unde, în fosta morgă a spitalului, s-a amenajat un mic paraclis. Prima sfântă liturghie în noul spațiu de rugăciune a fost oficiată de către Părintele Vasile la 3 iulie 1999. Ne aflăm la Biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe și Cuviosul Stelian din municipiul Chișinău, biserica aflată pe teritoriul Spitalului Republican pentru Copii Emilian Coțaga. Eu sunt preotul paroh Vasile Petrov. Această biserică, cu ajutorul lui Dumnezeu, a fost înființată în 1999 anul, la inițiativa colaboratorilor spitalului aici și cu ajutorul lui Dumnezeu, la data de 20 mai, deci am primit o încăpere micuță, 12 metri pătrați, și cu ajutorul lui Dumnezeu, după ce a fost amenajat ca un paraclis micuț, după ce s-a mai extins puțin, și cu ajutorul lui Dumnezeu, 14 ani, deci am făcut activitate aici, pe teritoriul spitalului, într-o încăpere adiacentă. În anul 2006, Biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe și Sfântul Cuvios Telian din Chișinău a primit un teren pentru construcția unui nou locaș de cult. Cum era lui Dumnezeu, în anul 2007, prin binecuvântarea în al preasfințitul Petru, Mitropolitul Basarabiei, am pus piatra de temelie. În data de 22 septembrie s-a sfințit piatra de temelie pentru biserica în care ne aflăm acum, cu hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe și cu viosul Stelian. Colaboratorii spitalului și medici de nădejde de aici au contribuit foarte mult la ridicarea acestei biserici, unde vin mulți credincioși și părinți cu copii aflați în suferință. A fost sfințit locul pentru biserică și, îndeosebi, acum ne aflăm în biserica cu hramul Sfântul Stelian, care este doctorul copiilor. Avem cu binecuvântarea lui Dumnezeu și o părticică din moaștele cuviosului Stelian aici în Sfânta Biserică, pentru că biserica pe prim plan primordial este slujirea și slava lui Dumnezeu, iar cealaltă misiune care o avem este conlucrarea cu medicii pentru a aduce zâmbet pe fețele copilașilor, celor bolnavi și necăjiți. Și iată că din 2007, după ce s-a sfințit locul, a început construcția bisericii. În anul 2012 s-a reușit tocmai la cinstirea Sfântului Stelian, pe calendar necorectat în 9 decembrie, s-a săvârșit prima liturghie aici, în această biserică. Am avut în calitate de oaspete pe înalt preasfințitul Petru, care a săvârșit prima liturghie aici, și continuăm lucrările. Acum suntem la lucrările de finisare exterioară a bisericii, dar la celălalt nivel, cu hramul Sfântul Gheorghe, avem încă mult de muncă. Acolo s-a făcut tencuiala pentru frescă și așteptăm mila lui Dumnezeu, când va rândui bunul Dumnezeu, ca să putem să începem pictura și apoi mobilierul bisericesc și toate celelalte lucrări care sunt de finisare a Sfintei Biserici. Sigur că nu punem accent doar pe zidirea bisericii propriu sau zidurilor. Încercăm ca să, cu ajutorul Dumnezeu, să formăm și comunitatea credincioșilor și să aducem Biserica lui Hristos vie și lucrătoare în sufletele credincioșilor, pentru că prin aportul credincioșilor s-a reușit ceea ce s-a reușit. Sigur că nu am avut donatori deosebiți la Sfânta Biserică. Prin mila bunului Dumnezeu am avut un mic aport din partea Secretariatului de Stat
pentru culte din partea României, cu binecuvântarea înaltului și a prefericitului Daniel. În rest, credincioșii și bătrânii și oamenii din spital și din cartier, mână de la mână s-a reușit cu mila Dumnezeu ceea ce am reușit să facem. Cartierul e cartierul centru, e o zonă mai deosebită aflându-ne aproape de televiziunea republicană, e numit chiar telecentru, e o zonă aici de mai multe spitale. Aici în oraș nu avem zone deosebite unde să fie doar români, sunt amestecați credincioșii, avem credincioși din, putem spune, din toate cartierele orașului, care s-au atașat de comunitate, chiar și din suburbii sunt, care vin aici la Sfânta Biserică, am găsit limbă comună, mulți dintre ei sunt ctitori ai bisericii, alții sunt consilieri și încercăm să facem o conlucrare deosebită, atât cu credincioșii cât și cu colaboratorii spitalului, pentru că aici este strânsă legătură, bolnavii sunt cei care vin, se trateze și apoi pleacă, iar colaboratorii spitalului sunt cei care muncesc și avem doctori deosebiți, cu suflet mare, cum sunt numiți chiar și cu mâini de aur, care fac minuni prin darul lui Dumnezeu și conștientizează cu mila lui Dumnezeu, fac lucruri deosebite, pentru că o fac în primul rând datorită credinței, datorită dragostei față de Dumnezeu și față de pruncii care sunt în suferință și în boală. Catapeteasma acestei frumoase biserici și baldachinul au fost realizate la Piatra Neamț. Amenajarea bisericii aici am încercat cu ajutorul Dumnezeu să o facem așa modest cum am reușit. În mod deosebit avem catapeteasma. Catapeteasma a fost lucrată la Piatra Neamț de un fost coleg de facultate, părintele Mircea Ursache. Acolo a fost lucrată și baldachinul pentru Sfintele Moaști, cât totodată și strana pentru icoana cuvioasei Maicii Parascheva, așa, care e o donație a medicilor de aici din spital, au dorit ca să fie o icoană așa și cuvioasa fiind o ocrotitoare a întregii moldovi și a celor tineri, iată că avem această icoană aici în Sfânta Biserică. Acestea sunt obiectele mai deosebite. De preț mare cei ce avem în Sfânta Biserică, avem mai multe părticele de moaște aici în Sfânta Biserică. Avem a Sfântului Gheorghe, că avem hramul și o părticică mică de la Cuviosul Stelian. Apoi avem o părticică de la Sfântul Iarh Nectarie de Eghina, Tămăduitorul Sfântul Efrem cel Nou, la Sfântul Apostol Iacob, ruda Domnului, Sfânta Mare Muciniță Marina, Sfânta Mare Muciniță Hristina. Cam acestea sunt, deci mai avem părticele micuțe din alte moaște deosebite, da, care e un moment deosebit când vin credincioșii, mai ales părinții care conștientizează cât de mult folos aduc sfinții și rugăciunea către sfinți și aflând moaștele aici se roagă cu multă evlavie și cu siguranță că primesc ajutorul lui Dumnezeu și vindecarea prin rugăciunile sfinților la care se roagă și la care le cer tămăduire copilașilor lor. Preasfințitul Antonie de Orhei l-a felicitat pe părintele Vasile, evidențind calitățile sale de păstor, harnic și misionar. Vorbind despre activitatea părintelui în școală, preasfințitul Antonie, între altele, a spus: părintele Vasile, încă înainte de a fi slujitor, s-a implicat activ în școală, mergând acolo pentru a duce generației în creștere cuvântul lui Dumnezeu. De mai bine de 20 de ani, părintele, asemenea unui semănător neobosit, seamănă în sufletele celor mici semințele credinței în Dumnezeu. De prim plan este slava lui Dumnezeu, slujirea lui Dumnezeu, dar ținând cont că biserica, deci din la început, a fost deschisă cu gândul de a fi alături de cei în suferință și necăjiți, încercăm cu ajutorul Dumnezeu să îmbinăm activitatea parohiei cu ajutorarea și asistența spirituală pentru copilașii bolnavi. Este ceva mai deosebit, pentru că orice spital este centru de necaz, de suferință.
Păi aici în spital deosebit pentru că sunt copii, sunt cei nevinoveți, sunt cei cu, cu sufletelul curat, dar totodată sunt cu lacrimile în ochișori, cu suferință, cu necaz și este și responsabilitatea mai deosebită apropiindu-ne de, de ei și cu ajutorul Dumnezeu încercăm să avem o conlucrare bună cu medicii de aici, care sunt medici deosebiți, cu o practică, cu o vechime deosebită, cu suflet mare, creștini adevărați, și încercăm să conlucrăm cât este cu putință să binăm rugăciunea și prezența în spital, conlucrarea împreună cu medicii, ca să fim alături de cei în suferință și cu mila lui Dumnezeu să încercăm să-i facem să zâmbească. Părintele Vasile are grijă de viitorul bisericii, făcându-se prin aceasta un exemplu pentru alți slujitori, a spus preasfințitul Antonie, ierarh al Mitropoliei Basarabie. Programul liturgic este ca la o parohie deosebită, deci sâmbăta, vecernie, duminica, Sfânta și Dumnezeiasca liturghie, în ajun de sărbători la fel și în ziua praznicilor la fel facem liturghie și mai avem acatiste pentru cei bolnavi, cinstea cuviosului Steliana, Sfântul Ierarh Nectare, dar nu avem un program determinat, pentru că suntem încă în fază de construcție și facem așa spontan, nu e bine determinat așa. Dar cu ajutorul Dumnezeu sperăm în timp când apropiem construcția ca să fie săptămânal, acatiste, să fie rugăciuni deosebite pentru copilașii cei bolnavi, pentru că încercăm și așa să îmbinăm, mergem în spital când este cu posibilitate, mergem să împărtășim, mulți vin și la taina Sfântului Maslu aici, la Sfânta Biserică, au fost cazuri când am făcut și în spital taina Sfântului Maslu, mergem să-i împărtășim și în reanimare pe cei care sunt în suferință, în necas. Încercăm cu ajutorul Dumnezeu ca să aducem lumina și dragostea lui Hristos. Părintele paroh este optimist în privința terminării acestei sfinte lucrări și, cu ajutorul lui Dumnezeu și a tuturor credincioșilor, speră ca biserica, păstorită de sfinția sa, să fie gata în cel mai scurt timp. E un specific mai deosebit, pentru că avem foarte mulți credincioși așa care sunt cu dragoste față de neam și față de credință și chiar un specific deosebit față de portul național. Și pe mulți îi miră, pentru că în zilele hramului și în sărbători mai deosebite, cum e Sfintele Paști sau Crăciunul sau alte sărbători mai deosebite, credincioșii vin în mare parte în straie naționale. Lucru care îi uimește pe mulți așa, chiar am întâmplat pe și din țară și au rămas impresionați de gestul ăsta. În rest este slujba deosebită, încercăm, avem mai mult partiturile din țară, avem un cor, nu este mare, dar încercăm, sunt profesioniști, avem pianul pentru că se mai face repetiție, deci parohia are atât personalul din spital, medicii, bolnavii care sunt, pentru că sunt prin turație, când vin, când pleacă, asta este și noi dorim ca să fie tot sănătoși, să fie doar medicii fără pacienți, așa, să facă activitate științifică. Dar sunt și credincioși din cartier și din alte părți care vin aici și este formată comunitatea și încercăm să facem spre slava lui Dumnezeu și cu ajutorul lui Dumnezeu, datorită credincioșilor, s-a închegat o comunitate strânsă, legată, care se cunosc credincioșii, se ajută, se străduie așa ca să fie cu respect unii față de alții și totodată așa, să nu ne limităm doar la auzi Sfânta Liturghie, dar să încercăm și să o trăim din plin, și numai în biserică, dar și în viața de zi cu zi. Mânduri.